cine este mai bun la arhitectură? Cineva care știe tehnic și nu știe liber sau cineva care știe liber și nu știe tehnic? Răspunsul este unul foarte bizar, ambii o să aibă probleme, dar ideal știi liber. Am avut atâtea exemple de elevi care se încăpățânau aliteram la partea de liber. Se bazau foarte mult pe faptul că știu tehnic, că le merge mintea. A luat 10 la BAC, dar nu a putut să treacă de proba de admitere. Și asta eu am tot insistat, numai că anumite persoane nu se pliază pe ceea ce cere planșa. Da? Asta trebuie să ajungem. Că e tehnic, că e liber, trebuie să fii orice o fi, da? Orice cere planșa. Și nu este nicio problemă că e dificil și că ți se pare că e ceva care, nu știu cum să zic, nu te reprezintă. Încet, încet o să vezi că dacă e un nou la GD, o să înceapă să-ți placă GD-ul. Dacă ai cea mai originală idee de casă, care este evoluată, da? Nu este o idee originală falsă, aceea de care toată lumea vrea să vină câte una, da? Copiază o casă de undeva și gata. Nu e așa de simplu, e mult mai complicat, da? Și că răspunsul e, concentrează-te pe liber, că ăla e mai greu, și fă și tehnicul, adică să faci tot. Adică nu pune la suflet orice o fi. Trebuie să iei desenele cum vin ele și te folosești de ce înveți pe acolo ca să poți să evoluezi. Schimbările sunt pe interior, să știi, nu se văd. Planșele acelea nu sunt rezultatul final. Abilitățile tale care sunt pe interior, care sunt invizibile de cine e specializat. Dar cine e specializat vede. Cine nu e specializat vede doar rezultatul final. Sper care sens ce zic, da? Așa că concentrează-te să înveți liberul întâi și după aceea tehnicul și învață-le pe ambele cât de bine poți. Chit că nu te caracterizează unul sau altul în mod special, dar o să vezi după aceea cât de bine. Bun, spor arhitectură și la desen.